Ca să
fiind biruitor, prin Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt care este în noi. Așa că trebuie să le dăm toate silințele, să le punem la dispoziția Duhului Sfânt și să folosim puterea Duhului Sfânt. Așa că astăzi vreau să mergem prin Roman 14. Este un alt capitol al lucrurilor pe care noi trebuie să le facem și lucruri foarte practice, chiar dacă uneori sunt lucruri mărunte. Citim capitolul 14 din Romani și vedem că acolo scrie despre mâncare, despre băutură, scrie acolo despre zile de sărbătoare, de tot felul de lucruri. De asta mărunte. Dar, dragii mei, cred că fiecare dintre noi a constatat că sunt problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi și fiecare le evaluează cu celălalt după ce mâncare are, după ce dietă are, după ce bea, după ce sărbători ține. Și, de fapt, noi nu avem nimic a face cu lucrurile astea. Dar Biblia vine și ne spune cum trebuie să abordăm problemele astea, pentru că lucrurile astea au efect în viața celorlalți. Vedeți, dieta mea nu ar avea nimic de a face cu ce părere are celălalt, pentru că este dieta mea. Dar s-ar putea ca lucrurile din viața mea să-l facă pe el praf, pentru că el are o gândire mai imatură, poate. Dar, în ultima instanță, vom descoperi prin Romani că a gândit felul ăsta, de fapt, este o dovadă de imaturitate, aș vrea de capă ceva după mâncare, după ce bea, nu este o dovadă de maturitate creștină. Foarte mult se cred că cât de grozav e, cât de matur sunt ei, că judecă după asta. Dar, de fapt, este o dovadă de imaturitate creștină, de infantilism creștin. Asta spune, de fapt, Romani 14. Dar, pe de altă parte, îi învață pe cei maturi cum să-i abordeze, cum să trateze problema. Și vreau să ne uităm astăzi la lucrurile astea, pentru că sunt foarte importante. Sunt lucruri de viață și de moarte. Pentru că în finalul capitolului 14 spune că noi nu trebuie să fim vinovați nici de slăbirea fratelui nostru, nici de a-l face să păcătuiască și nici de a produce căderea lui. Deci, dacă nu știți să abordăm lucrurile astea, putem să facem pe fratele nostru să slăbească, dintr-o dată nu mai știe în ce lume îl, păcătuiește și cade. Și eu sunt vinovat. Pentru că eu sunt tare. Și pot să mănânc ce vreau. Pot să fac lucrurile cum vreau. Și Biblia spune că nu este un păcat. Dar efectul a ceea ce am făcut eu este dezastros. Și atunci este un păcat. Dacă eu folosesc lucrul ăla, să-l pun pe la jos, este un păcat. Haideți să ne dăm la capitolul 14 și eu mă rog ca în Filadelfia să fie creștini maturi. Creștini care să nu fie legați de lucrurile astea. Și se povesteam la cineva diferența dintre măsurarea credinței și pocămelul. Știți care este diferența? Biblia spune că noi trebuie să facem toate lucrurile după măsura credinței noastre, ori noi le facem toate după pocămelul. Măsura credinței vorbește despre a te ruga pentru un om care are dureri de cap să fie vindecat. Apoi pentru a te ruga pentru un om care are o problemă de sănătate gravă să fie vindecat. Pentru a te ruga pentru cel care are cancer să fie vindecat, pentru a te ruga pentru mort să învieze și pentru a rosti muntă lui să se mută. Vedeți, credința este măsoară niște lucruri concrete. Pocămetru mare pe mine de jos. Nelu până acin, Văsălică până acin, alăle mai mult. Eu sunt joja la pocămetru. Adică, în loc să compar cu Hristos, din El, prin El și pentru El, eu îl compar cu mine. Adică, dieta mea vegetariană este mult mai bună, pentru că eu sunt, iubesc animalele. Și eu le iubesc. În sos. Roman 14:1 spune, primiți bine pe cel slab în credință, deci uitați-vă cum încep lucrurile. De-aia spun, haideți să citim Cuvântul lui Dumnezeu și să ne maturizăm. Pentru că dacă citim Roman 14 și ne gândim, eu sunt grozav, aici spune foarte clar, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Cele mai multe dispute între religii sunt asupra părerilor îndoielnice, a lucrurilor fără nicio valoare. Și vom vedea că Pavel spune, lucrurile astea nu au nicio valoare. Și Domnul Iisus spune același lucru când vin și spun, o, spune, sunt curate, necurate. Și Domnul Iisus, nu e nimic necurat, ce intră în gură, îl macină stomacul și ies afară. Nu este nimic. Dar, ceea ce este pe aici, aia e necurat. Pentru că iese din inimă. Și spune că de acolo din inimă ies lucruri.
Deci noi trebuie să înțelegem lucrurile astea și să știm cum să le abordăm, să știm să nu facem din ele, pentru că foarte mulți, și mai ales în perioada asta, mulți spun, o, vă mâncați de dulce. Da, nu te duce pe piață. Numai picioare. Pentru că părerile de oameni început să îl distrugă pe un om. Pentru că aminte, unul din frații mei, când eram mic, i-am indus o părere foarte proastă vis-a-vis de aspirator. El se temea de aspirator, când porneam aspiratorul era clar. I-a spus, dacă ești rău, te pune, te trage înăuntru și te termină. Și copilul ăsta se temea atât de rău de aspirator, când creștea mai mare, când vrea să le facem de cap, luam aspiratorul, îl puneam pe scaun și puneam aspiratorul lângă el. Și nu se dădea jos de acolo decât cu cerere. Pot să mă duc la mâncea. Stătea cu minte, nu a mișcat nimic, pentru că i-am indus o părere proastă despre un anume lucru care în viața lui, în acea perioadă, a avut o foarte mare greutate. Vedeți, este același lucru în viața creștinilor și spune că sunt perioade în viața credincioșilor, în special în perioada de maturizare, când anumite învățături pot să-i provoace dezastru în viața lor. Pot ca să-i pună în situații delicate. Pentru că Pavel spune că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Și mi-aduc aminte că acum, așa, ne spunea la un moment dat și niciodată nu o să vă iert cum ați frântat și cum ați bătut joc de mine cu aspiratorul. Bineînțeles că astăzi el este o mare, are patru feciori la rândul lui, are Dumnezeu binecuvintează și cum am putut să mă tem de lucrul ăla? E drept că după ce te maturizezi, spui, cum am putut ca să lăs lucrurile astea să se dicteze în viața mea? Dar noi suntem chemați să îi învățăm pe ceilalți și să îi învățăm în mod corect. A primi bine pe cel slab nu înseamnă a-l nota cu cretă, ai grijă de el că ăsta e la început și ăsta se împiedică în toate. Nu aia înseamnă. Foarte mulți spun, vezi, de la depăzim că ăla nu știe. Nu-l chemăm pe ăla că nu știe lucrurile, lăsăm pe ăla. Nu. A te purta bine cu cel slab înseamnă a-l lua cu tine și a-l învăța lucrurile. Ai spune, dragul meu, lucrurile astea așa sunt. Lucrurile astea nu au valoare. Lucrurile astea nu trebuie puse la nivel de egalitate cu mântuirea. Pentru că veți descoperi că lucrurile astea au fost puse ca și valori egale în mântuire cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Păi cum adică? Voi mâncați lucrurile astea? A, v-ați pierdut mântuirea. Ai băut un pahar de vin. Aoleu, fundul iadului te mănâncă. Dragul meu, n-are nimic de face una cu alta. Nu te-o scos! Abstinența din fundul iadului. Nu te-o scos vegetarianismul din fundul iadului. Ci Iisus Hristos te-o scos de acolo. Amin. Iisus Hristos a făcut totul și nimic altceva la asta. Dar trebuie să știi să abordezi lucrurile. Trebuie să știi să pui problema. Trebuie să știi cum să te ocupi de fratele tău. Părerele îndoielnice sunt lucruri fără valoare în ultima instanță. N-au nicio valoare. Dar ele pot ca să creeze, niște valori în mintea noastră, niște sisteme de valori după care să evaluăm pe ceilalți și să explicăm pe ceilalți. Și impunerea unor păreri în domeniul ăsta, impunerea experiențelor personale ca și teologie, sunt foarte dăunătoare. Cele mai mari erezii și secte eretice au venit din faptul că anumite păreri și experiențe personale au fost ridicate la nivel de teologie. Acel lucru l-au făcut cei care au adus mișcarea martorilor lui Iehova. Braham, experiențele lui au fost puse la nivel de teologie. Același lucru l-a făcut Mohamed, l-au făcut toți care au venit și au spus experiențele mele sunt deasupra Bibliei. Și asta trebuie să, și asta duce la erezie. Asta duce. În timpul lui Pavel, în Galatea au venit iudaizatorii, cei care respectau legea și au spus, băieți, dacă nu vă tăiați împrejur și dacă nu aveți o dietă evrească, nu puteți să fiți mântuiți. Și Pavel este singura epistolă unde nu se adresează unei biserici cu aleși și sfinți. Citește epistola către Corinteni și te iei de cap și spui, mă, dar cum se poate? Așa lucru se întâmplă în biserica aia. Și Pavel le spune, aleși și sfinți celor din Corint. Și celor din Galatia, care respectau, citeau Biblia, se rugau, făceau toate lucrurile. Dar respectau și legea pe lângă asta. Le spune, sunteți anatema, sunteți despărțiți de Hristos. Pentru că la șerfa lui Hristos
ați adăugat ceva. Vedeți? Cu păcatul jertfa Domnului Iisus Hristos se poate ocupa și rezolvă problema păcatului. Dar nu poate să rezolve o problemă a unei erezii. Pentru că erezia elimină jertfa Domnului Iisus Hristos. Sau pune picior de egalitate, sau o completare acolo. În păcatul rezolvă, pentru că păcatul în fața jertfei lui Hristos este pus să dispare, este șters. E un lucru extraordinar să înțelegem. De aceea, Pavel vine și le spune lor, le spune romanilor și le spune românilor din Baia Mare, din Filadelfia, că noi trebuie să ne purtăm bine cu cel slab în credință, să nu vorbim lucruri de-astea asupra părerilor îndoielnice. Atunci când nu știi dacă un lucru este foarte ok sau nu, mai bine spui, mai bine nu povestim de lucrul ăsta. Asupra acestui lucru vom vorbi altă dată după ce ne documentăm. Unul poate crede că poate să mânca din toate. Pe altul care este slab, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețul. Cine mănâncă să nu disprețească pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Deci lucrurile pot să stea foarte simplu. Și dragii mei, dacă mă invitați la voi și sunteți vegetarieni, nu lăsați carnea să strice un ochi. Dar nu mă judecați pentru lucrul ăsta, pentru că nu o să vă judec că nu mă, că voi mâncați acele lucruri. Asta spune Pavel. Dragii mei, să ne judecăm unul pe altul pentru lucrurile astea, pentru că n-au nicio valoare, n-au nicio însemnătate. Lucrurile astea sunt pentru a fi luate cu mulțumire. Și la fel, cum eu mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc pentru două grătare, tu spune, Doamne, îți mulțumesc pentru o salată, care a adus toate verdețurile, să fie luate cu mulțumire. Nu este treaba mea să judec pe celălalt. Din potrivă, nu este treaba mea să mă duc să-i impun și să-i spun dacă nu faci lucrurile astea. Nu pot că să fii. Bineînțeles că dacă mă invită și spune, dragul meu, asta este ceea ce am la masă, voi spune, ok, mulțumesc astăzi pentru salată. E bună și aia. Sănătoasă. E și sănătoasă. Și completăm după ce mergem acasă. Mâncarea și băutura sunt lucruri atât de normale, atât de uzuale, dar pot duce și să aibă efecte mortale asupra noastră. Și mă refer la efectul toxic mortal a unor alimente și a folosirea lor. Și aici nu vorbim de îmbuibare, nu ducem lucrurile în cealaltă extremă, ci vorbim de natural. Vorbim de comportamentul normal de zi cu zi. Dar a dezvolta o teologie și a dezvolta învățătura aici, asta poate să aducă moarte. Poate să aducă moarte. Sunt biserici care sunt moarte pentru că au dezvoltat teologia ei. Și în loc să dea viață, ele dau moarte, că dau lucrurile astea. Au efecte mortale aceste lucruri. Noi trebuie să înțelegem că nu de aici trebuie să ne luăm valorile. De ce ne-a spus Iisus, Ani, vreau acest refren. Din El, prin El și pentru El. Pentru că de aici ne luăm valoarea. Din El. Pentru El trăim și pentru El trăim. Aici sunt valorile noastre. Nu în lucrurile astea care trec, care se consumă și trec. Nu în asta stau lucrurile. Dar a spus să nu ducem lucrurile în extrema îmbuibării, pentru că îmbuibarea este păcat. Nu vorbim despre aia, despre excese, ci vorbim despre o viață normală, despre o viață cum suntem chemați să o ducem. Cine ești tu să judești pe robul altuia dacă stă în picioare sau cade? Că este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are puterea să-l întărească pentru ca să stea. Deci lucrurile stau foarte simplu. Nu este robul meu. Melul nu este robul meu. Cine sunt eu să judec? Nu ești robul meu. Cine sunt eu să te judec? Dar vreau să-ți mai spun. Nici eu nu-s robul tău. Cine știu să mă judeci? Așa stau lucrurile. Niciunul din altul nu avem voie să judecăm pe celălalt. Și vom vedea cât este de grav să judecăm. Pentru că știți ce se întâmplă. Atunci când judecăm, noi rostim anumite cuvinte și anumite sentințe și anumite limitări asupra celor din jurul nostru. Spunem, niciodată nu o să iasă ceva bun din omul ăsta pentru că face lucrurile astea, pentru că mănâncă lucrurile alea, pentru că o băut un par de șampanie, pentru că o fac... Niciodată nu o să iasă ceva grozav din el. Pune limite, pune în capac! Ba mai mult! Dăm o imagine foarte proastă asupra lui Dumnezeu care este judecătorul, pentru că judecata mea este nedreaptă. Judecata mea este bazată pe valorile mele, nu peste pe valorile lui Dumnezeu. Și Biblia spune că nu este robul meu, este robul Domnului.
Și nu este treaba mea să spun că va cădea din asta sau din alaltă, pentru că Dumnezeu îl întărește. Este grozav lucru să știm că judecata face aceste lucruri dezastroase și atunci vom începe să uităm și să judecăm pe unii și pe alții și nu ne vom mai hazarda la judeca pe cei din jurul nostru. Foarte des, ne place să judecăm, ne place să rostim, ne place să evaluăm, dar nu este treaba noastră. Atunci când îți vine să judeci pe cineva, zi, bă, e robul meu? Nu e robul meu. Înseamnă că nu-i treaba mea. Este un lucru grozav. Să ne uităm la ceea ce spune aici. Că nu este treaba noastră să facem lucrurile astea. Pentru că Pavel spune așa, unul s-o cotește o zi mai presus de altă. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lor. Căci cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce mulțumire lui Dumnezeu. Deci dacă înțelegem că nu suntem robii noștri, nu e nimeni robul meu și nu sunt robul nimănui decât robul lui Dumnezeu, înseamnă că la Dumnezeu trebuie să mă relaționez și la Dumnezeu trebuie să-L relaționez pe fiecare el. Da, este treaba lui Dumnezeu. Și de aceea nu trebuie să fac atâta tam-tam. Uitați-vă cât tam-tam se face pe ținerea sabatului. Sunt care, mulți care spun și astăzi, nu ține sabatul, nu sunteți mântuiți. Ce se face Roman 14 aici? Spune foarte clar. Nu este o zi mai importantă decât alta. Băieți, vreți să țineți sabatul? Foarte bine. Dacă ar fi după mine, ar ține și ziua musulmanilor, și ziua evreilor, și ziua creștinilor. Și am început să întindem weekendul la 3 zile. Nu mă deranjează treaba asta. Dar nu este normal ca să judec prin valoarea asta, prin ziua asta să judec pe celălalt. Om nu ține sabatul, nu este mântuit. Nu ține Sfântă Mărie, este vașa marde. E un lucru foarte, foarte ciudat, câteodată mi se întâmplă să ajung acasă și să am timp liber să tund gazonul tocmai în zile de sărbătoare. Și așa mai spune, bă, vă aduveți că-i suflet. Și spun, să vină ieri sau să vină mâine să-mi tundă gazonul și le respect ziua. Dar eu astăzi zic, astăzi pot să-mi tund gazonul. Dar niciunul n-a venit din vecin, mă vede, ca să nu tund mâine gazonul, că-i Sfântă Mărie, să-mi tund eu astăzi. Niciunul n-a venit. Așa că, dragii mei, vă respect, dar trebuie să-mi tund gazonul. Toate zilele au aceeași importanță și mă bucur că Dumnezeu ne dă fiecare zi și o zi de binecuvântare pentru noi. Așa că nu trebuie să judecăm, nu trebuie să socotim. El socotește, este treaba lor. Eu nu socotesc, este treaba mea. Nu este normal nici să judec, nici să mă judece. Vreau să înțelegem că lucrurile trebuie să le vedem în mod bilateral, pentru că mulți le văd unilateral. Spun, ei n-au voie să mă judece pe mine, dar eu am voie să judec. Mergem din nou la focametru și măsurăm cât până unde mi-e, până acela, până acela, un pic mai sus. Ei, ăsta s-a ridicat, este mai bun un pic, că aproape că mi-a ajuns la umăr. Dar niciunul nu trece de umărul tău în sus. Ești un fel de sau. Depășești tot poporul de la cap, de la umăr în sus. Și Pavel spune că, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Și foarte mulți cred că asta vorbește despre faptul că noi nu avem nicio responsabilitate față de noi, ci numai de ceilalți, dar Pavel spune așa, căci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Din nou, lucrurile sunt duse la Domnul Iisus, noi aparținem Lui și noi trebuie să gândim ca și El, trebuie să trăim ca și El. Și atunci vom vedea că Domnul Iisus nu s-a aliniat. Farisei au pus să-L alinieze la regulile lor. Și mulți vor și pe noi să ne alinieze la regulile lor. Și foarte des mă întâlnesc cu oameni și spun, păi voi în Filadelfia de ce nu puteți să respectați decât lucrurile astea? Și am spus, dragii mei, arătați-mă Biblia și le respect. Să le respect pentru că vrei tu, vrei să pui o povară pe mine. Dragul meu, eu nu pun nicio povară pe tine. Dar nici nu te lăs să pui povară pe mine. Pentru că eu nu trăiesc nici pentru voi, ci trăiesc pentru Domnul. Și Domnul mă învață ce să trăiesc pentru binecuvântarea voastră. Pentru că nu mai sunt al meu, ci sunt al Domnului. De aceea nu lăsați pe cei care vin și pun povere. Și vin oameni care spun, vale, voi o zis că trebuie să facem lucrurile alea și ca să nu cadă, pentru că ei sunt mai slabi. Haideți să respectăm. Sunt lucruri care trebuie să le facem ca să-i încurajăm. Dar nu trebuie
să devii robul acelor lucruri. Pentru că mulți vor să te robească să faci acele lucruri care le plac lor. Dar oricum nu va fi bine, pentru că vor găsi următorul lucru și formă următorul lucru și formă următorul lucru până ce o să devii mai legalist decât ei. Noi am fost răscumpărați de către Domnul Iisus să-i aparținem lui în totalitate. De aceea trăim pentru El, murim pentru El, suntem a Lui și afirmația asta am învățat-o înainte când am spus că înainte eram robi a păcatului, dar acum noi suntem robi ai neprihănirii. Nu mai aparținem păcatului, ci aparținem neprihănirii. Nu mai aparținem diavolului, ci aparținem lui Hristos. Nu mai aparținem religiei, ci aparținem unei relații cu Iisus Hristos și este grozav lucrul acesta. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, căci orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Deci nu trebuie mea să judec, că nu o să dau socoteală pentru nici unul. O să dau socoteală pentru fiecare de aici, ca și păstor. Și trăia la fel. Și ne-am asumat această responsabilitate ca să dăm cuvântul lui Dumnezeu curat. Pentru asta o să dau socoteală. Dacă o să dau învățătură greșită, spune acolo că mă voi numi mic în împărăția lui Dumnezeu, dar vreau să mă numesc mare în împărăția lui Dumnezeu, așa că rămân în cuvânt. Chiar cu riscul de a spune unii că sunt limitat, mă limitez la cuvânt. Nu este normal ca să trec de asta, pentru că aici stau lucrurile și aici stau valorile. Și este ceva foarte important. Vreau să înțelegem că atunci când judeci, nu doar că judeci pe fratele tău, îl disprețuiești pe fratele tău. Pentru că judecata niciodată nu o să zică, mă, l-ai văzut pe ăla? Ce băiat grozav, băi, ce bine că ce bine cântă. A, mă, lasă-mă în pace, că e nașpa. N-ai văzut că au ratat două strofe, n-ai văzut că... Judecata totdeauna disprețuiește. Atunci când vezi pe fratele tău și îl binecuvintezi pe fratele tău, când îl ridici pe fratele tău, faci ceea ce spune Biblia, spune că noi să ne încurajăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm unii pe alții. Și la asta suntem chemați, nu să judecăm. Pentru că nu trebuie să uităm că toți va trebui să dăm socoteală și Biblia spune că cu ce judecată judecăm, cu aceea vom fi judecați. E foarte important să ținem seama de asta. O faci pe pielea ta. Vine un pe idei când vei sta înaintea lui Dumnezeu și dacă tu ai arătat har o viață întreagă, Dumnezeu nu poate să arate decât har. Dacă o viață întreagă ai fost cârcotaș, îl prins pe Dumnezeu într-o zi proastă la judecată. Vreau să spun că o să fie cârcotaș. Nimic nu o să fie cu bine, nici o să merge înaintea lui să spui. Pentru că toate le-ai făcut cu cârcoteală. Și El vrea ca toate să le facem cu mulțumire înaintea Lui. Cu bucurie înaintea Lui. Dumnezeu spune, cu ce judecată judecați, cu aia veți fi judecat. Și Dumnezeu nu se referă la oameni că ne vor judeca, ci la El că ne va judeca cu acea judecată. De aceea spune că milă voiesc, nu judecăm. Și putem să facem lucrul ăsta. Putem să-l facem și la asta suntem chemați. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții. Și mai bine, judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potinire sau un prilej de păcătuire. Cel mai important lucru este să ne judecăm pe noi. Treaba noastră este să ne evaluăm pe noi, să vedem asupra relațiilor. Pentru ca să nu facem prin gesturile noastre, prin acțiunile noastre, să nu aducem pe prietenii noștri într-o posibilitate de a strica relația, de a face praf relația noastră cu ceilalți. De aceea spune, mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus și eu vreau să vă spun, este un verset care mi se pliază. Că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci pe fratele tău să se mulțumească din pricina unei mâncări, nu umbli în dragoste.
Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Dragii mei, eu cred aceste lucruri în Iisus Hristos și cred că cei mai multe aici. Dar nu-mi dă dreptul asta să nimicesc pe cel pentru care a murit Hristos. De ce am fost și am întrebat, dar tu de ce nu faci lucrul ăla, că știu că era curând. Am zis, Domnul, pentru tine este o mare problemă dacă faci lucrul ăla. Și pentru că te iubesc pe tine. Și pentru că știu că a murit Hristos pentru tine. Eu nu pot să mor pentru tine, dar pot să mor pentru tine. Și mă simt extraordinar să fac lucrul ăsta. Pentru că nu vreau ca ceea ce a făcut Hristos, ca jertfa lui Hristos, ca faptul că Iisus a murit pentru tine, eu să-L nimicesc prin gestul meu. Și asta este o dovadă de maturitate. Este o dovadă de a-L trata cum trebuie pe cel care este mai slab în credință. Atunci când vezi că acest lucru îl pune jos pe fratele tău, este bine să știi, să spui limitările. Și Pavel spune că eu sunt încredințat și pentru el a evita ofensa celuilalt este mult mai important decât și alte lucruri. Și mulți l-au judecat pe Pavel, pentru că atunci când a mers la Ierusalim, a mers ca să aducă o șerfă, cum i-au spus frații lui creștinii iudei, au spus Pavel, că întunde-te și tu, radă-te și adă jertfă, împreună, plătește tu pentru ceilalți și merge la templu și aduceți o jertfă. Și Pavel a făcut lucrul ăsta și tot. Pavel a făcut. Pavel nu a făcut. Pavel nu a vrut să fie o pricină de cădere pentru frații lui. Pavel, eu iubim pe frații lui evrei. Când au spus, aș vrea ca să fiu anatema eu dacă ar putea asta să aduce mântuirea poporului. Aproape că vreau să fiu anatema dacă frații mei evrei pot să fie mântuiți prin asta. Pavel a fost omul care a zis, tot îmi pun viața mea pentru poporul evreu. Acel lucru pe care a făcut Moise când Dumnezeu a zis, nimicesc poporul și mai să spun, știi ce, Doamne, șterge-o pe mine din cap. Uită-mă pe mine, dar lasă pe ei. Este același cer atunci când îmi pasă de fratele meu pentru care a murit Hristos. Mă gândesc la cât a investit Hristos în fratele meu. A murit pentru el, l-a jertfit, l-a scos din moarte la viață și o să vin să-l fac praf pentru mofturile mele. Nu renunț la mofturile mele. Este dovadă de maturitate. Dar o fac eu, nu pentru că el îmi pun, pentru că spune, nu ai voie să fac. Când lucrul ăsta vine făcut de către el ca o lege, îi spun, frate, că îmi pare rău pentru tine, dar nu fac lucrurile astea. Pentru că eu nu vreau să intru sub legea ta. Nu vreau să intru sub regulamentele tale. Este mare. Vedeți ce mare diferență este între decizia mea, dar nu îl distruge pe el, și faptul că el vrea să pună o povară pe mine, vrea să pună o regulă pentru mine. Regulile nu le iau asupra mea. Dar din faptul că nu vreau să-l nimicesc pe el. Asta este decizia mea și la asta sunt chemat. Domnul Iisus nu i-a lăsat pe ăștia să pună povestea. Au vrut să-l facă, să respecte legea, să meargă după regulile lor, să facă tot și a spus, vezi, că nu numai că respect legea, eu am dat legea. Eu împlinesc legea. Dar legea asta și care o faceți voi, aia nu vine asupra mea. Dar toate celelalte lucruri suntem chemați să le facem, să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Nu faceți ca binele vostru să fie greit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Extraordinar! Dați-vă să mai citesc o dată. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este pe cul lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Extraordinar lucru este aici. Este foarte important să urmărim efectele lucrurilor pe care noi le facem. Dacă ele produc efectele împărăției lui Dumnezeu. Efectele împărăției lui Dumnezeu sunt neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă ceea ce fac eu produce neprihănire, produce pace și bucurie în Duhul Sfânt, înseamnă că sunt raportat la împărăție și iau din valorile împărăției. Nu are rost ca să pun în valorile împărăției. Acolo nu spune neprihănire, pace, Duhul Sfânt, o dietă bună și sărbători legale, religioase, respectate în tocmă. Ci spune neprihănire, bucurie și pace, punct.
De aceea, nu are rost să amestecăm lucrurile sau să spunem că împărăția lui Dumnezeu pentru mulți înseamnă mâncarea, înseamnă băutura, înseamnă sărbătorile, înseamnă ținuta. N-au nimic de face una cu alta. Nu au nimic de face una cu alta. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția Lui, are valorile Lui și totdeauna vor fi tricotași. Totdeauna vor fi vânători de paie în ochii altora. Și știți de ce? Pentru că bârna lor a devenit virtute. Faptul că iau o bârnă nouă, cu asta se laudă și este virtutea lor și atunci vor căuta paie în ochii altora. Ori Dumnezeu ne spune foarte clar că împărăția Lui nu este acele lucruri, ci este neprihănirea, pacea și bucuria Duhul Sfânt. Și noi astăzi suntem chemați. A critica să știți că nu te zidește nici pe tine, nici pe celălalt. După ce l-ai vorbit pe fratele, cât de bine te-ai simțit? După ce ai trecut opresora prin furcile ca ordine, spune cât de bine te-ai simțit? Te-ai simțit bine? Ai spus, Doamne, mulțumesc pentru ora de bună. A fost minunat. Am făcut-o prea, o mărioară. Altul nu mai trece prin ei. Așa ai făcut. O produs bucurie. Te-ai simțit mai sfânt, s-au crescut inele de alea saturnice în jurul capului. Ai avut pace în tine? Cine trebuie să mă rog? Dar ce mă trebuie? Mai ales că s-aud întâi. Păi de la cine au zis? Păi de la... Vale. Am așa la eu, cu răspartă. Am dus la el la... M-am avut și eu de carte și cu răspartă. Nu mă educam. Mai bine mă duc și strâng în fântâna. Mă mântrisesc la fântâna. Ma să nu crească fluiere care să cânte păcate. Niciodată lucrurile astea nu duc la pacea și zidirea noastră. Fiecare judecată și fiecare judecă pe minusurile lui, totdeauna, dacă ești sincer, vei descoperi că pe fratele tău l-ai judecat în minusurile tale. Și tu ai minusuri mari la capitolul ăla. Și dați-mi voie să vă spun că tot ce este minus, este minus. Că este minus 5 sau minus 10, este minus. Că ai datorie la bancă 5.000 de euro sau 10.000 de euro, este tot datorie. Așa că nu judeca pe celălalt, pentru că sunt minusurile tale. Am văzut același lucru când mai venea câte unul cu câte o bârfă mică. Nu-mi place să scurs și cam toți știți că nu are nerost să vină nimic cu bârfa, dar bine că nu mă interesează. Nu mă interesează pentru că am descoperit că nu mă zidește. Și am descoperit că nu zidește nici pe celălalt. Dar am descoperit că dacă poate putem să ne rugăm și să binecuvântăm, mă zidește și pe mine, mă zidește și pe ăla și zidește și pe al treilea pentru care ne rugăm. Și am mai descoperit că metoda asta, și vreau să vă spun, este o metodă de tratament de bârfă. Dacă ai un prieten la care faci bârfulită, când vine la una muncă, spune, dragul meu, uite, am o jumătate de oră, hai să ne rugăm pentru al treia persoană. Poate mai vine odată. Dar spune din stat, să știi că n-am numai 10 minute, vreau să spun ceva important. Deci nu cumva să te rogi mai mult de 10 minute. Dar după ce se roagă 10 minute, nu mai vine. Se lucrește, este tratament pentru bârfă. Rugați-vă pentru celălalt. Rugați-vă și o să descoperi că nu mai. Probabil că o să ajungi subiect de vârf, o să spune, bă, nu mai du la când mă vinde, mă pune să mă rog. Dați-mi voi să vă spun că să vă demorcați toți de rău la capitolul ăsta, că suntem oameni care ne rugăm, oameni care tot timpul suntem după profetii. E foarte important să înțelegem că noi trebuie să producem efectele împărăției în noi, în viața noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare a lucrurilor lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mâncat din ele, în faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. A nimici lucrurile lui Dumnezeu este posibil prin aceste vulpi mici. Și Biblia spune că vulpile mici strică via în floare. Via în floare este via în momentul în care încă nu a produs flori, nici măcar nu știi ce produce. Ea începe să îmbucurească, începe să înflorească, vorbește despre speranță, despre viitor. Și cel mai adesea, creștinii care sunt în faza asta sunt atacați de cei care vin și spun. Nu ați văzut că de multe ori după ce mă întoarceți la Domnul, vin nu știu din ce biserică și din ce mișcare să spun. O, stai că nu vine acolo că trebuie să te buzi la noi.
Nu e bine acolo, trebuie să te buzi la noi. Și mai vine câte unul și spune, și bă, uite-te la strada asta, de aici până acolo sunt tot oameni nemântuiți. Du-te și ei la rând, ia tot al doilea, tot al treilea și predică. Lasă-mă pe la pace. Aruncă voi, nu învățați ce trebuie. Dacă tu investi ce trebuie, tu investi în prostiile care sunt în capul tău, inverși ca să-i le dai. Pentru că tu vrei ca să se păcești. Faci exact același lucru de nimicire care l-au făcut cei care mergeau în urma lui Pavel. El mergea să dea biserică și veneau alții și puneau jos pe ea că încercau să-i facă acele lucruri. Și de aceea spune că noi suntem chemați să nu nimicim lucrul lui Dumnezeu, să nu distrugem pe cei care sunt la început. Și asta înseamnă că noi trebuie să ne punem limitări. Și Pavel aduce limitările în zona foarte practică, foarte directă. Și spune, dacă mâncarea mea îl face pe ăla să cadă, nu voi mânca, că e fratele meu. Tocmai i-a spus așa. E drept că cineva a băgat prostii în cap, sau are niște prostii acolo rămase în cap, ceva reminiscență, dar îi dau timp ca să maturizeze. Nu voi face lucrurile astea ca să distrug lucrarea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu tocmai l-a mântuit, tocmai l-a scos din fundul iadului și o să-l arunc înapoi. Și de aceea Pavel spune că noi trebuie să avem grijă că aceste lucruri să nu producă slăbirea celuilalt, păcătuirea lui sau căderea lui. Vedeți, totdeauna lucrurile astea sunt graduale și vezi când cineva începe să slăbească. Și tu știi, bă, nu știu ce se întâmplă cu ăla. Și foarte des se întâmplă că vine ceea și spune, mă, nu știu ce se întâmplă cu ăla. Zic, în ce anturajul? Cu cine se întâlnește? Se întâlnește cu aia, cu aia, cu aia. Păi zic, nu mă mir că slăbește, că dacă se hrănește de acolo, alea nu au vitamine, hrănurile, mâncărurile alea care le dau. Alea toate sunt numai tărâțe. Toate sunt numai cu rumecuș. Nu este nimic în ele. Și normal că slăbește. Baba, vezi pe câte unul că vine și spune, mă, atresc atât de condamnat de niște lucruri. De ce ai făcut? Știi, toți amei, sunt fost și eu, am mâncat o grătare. Și pentru asta te condamn? Dar pentru asta te condamn? Păi dar eu zic că e mare păcat. Și tu te condamn pentru asta. Lucrurile astea pot să ducă la păcat. La autocondamnare. Lasă-ți să trăiești și în astea. Babaiul pot să ducă la cădere. Știu oameni care au căzut datorită acestor învățături. Oameni care au căzut. Au căzut de la credință. Oameni care sunt în rătăcire acum pentru că au ajuns. Babaiul au făcut din rătăcirea lor un subiect de laudă. Pavel ne spune că ne trebuie să fie și vreau să vă spun, fiecare de aici este răspunzător de celălalt. Dacă vezi că lucrul ăsta, lucrul care îl faci tu, pune pe el într-o situație delicată și vezi lucrul ăsta, pentru că te va întreba, va spune, da, e voie să faci lucrul ăsta. Am, eu sunt tare în împărăția lui Dumnezeu, vechimea mea, chestia asta le-am făcut de mult. Cum să vorbești așa ceva? Vezi care e problema, vezi de unde e și rezolvă problema. Nu nimici pentru poftele tale, pentru mofturile tale, lucrarea lui Hristos. Ești răspunzător de el. Ești răspunzător. Și Pavel spune, o voi face pentru Hristos. Și este recomandat ca o dovadă de maturitate să faci lucrul ăsta. Și aduceți-vă aminte, cei care aveți copii, atunci când copiii voștri au avut probleme și medicul a spus, nu, are voie să mânce lucrurile astea. I s-au afectat ficatul. Nu cumva să mănânce afumătură, că îl aduceți înapoi cu boală gravă. De câte ori venea acasă copilul tău, tu te puneai cu o bucată de cădați afumat cu două cioloane, să mănânci și copilul peste dincolo cu orez în lapte. Așa ai făcut. Așa ai făcut. Orez în lapte toată lumea. Morcov toată lumea. Pentru că el are nevoie de asta. Trebuie ca să-l ajutăm. Așa ai făcut pentru copilul tău. Nu ai făcut-o altfel. Poate că noaptea când dormea mea fugea la sucider să-ți completezi lucrurile. Dar nu făceai ca să-l distrugi pe el. Dragii mei, în viața spirituală, responsabilitățile sunt mai mari. Acolo s-ar putea să însemne o boală, o agravare a bolii. Dar aici poate să însemne moarte spirituală. Poate să însemne moarte. Pentru că eu l-am distrus pe omul prin lucrurile astea. De aceea, Pavel spune, să învățăm să facem lucrul ăsta. Încredințarea pe care o ai păstrează pentru tine înaintea lui Dumnezeu
Fericit de cel ce nu se osândește singur în ce găsește că este bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Încredințarea pe care ai, păstrează-o pentru tine. Încredințarea ta nu trebuie făcută regulă pentru ceilalți. Pentru că dacă celălalt nu face lucrurile alea din încredințare, nu mănâncă din încredințare și Pavel duce lucrurile în zona banalului. Și culmea este că aici, în zona banalului, ne batem cap în cap cel mai des. Cel mai mult ne batem aici. Rar se întâmplă când lucrurile merg pentru chestii cu adevărat de valoare. Dar cel mai des ne batem aici. Pavel spune că dacă nu faci lucrul ăsta din încredințare, este păcat. Și noi suntem chemați să vedem asupra fratelui nostru. Așa că a păstra credințarea pentru tine nu înseamnă a face din ea un prilej de mândrie. Sunt mulți care fac prilej de mândrie din încredințarea lor. Am auzit pe mulți care spun, a, eu sunt matur, eu știu cum stau lucrurile, eu n-am nicio problemă. Spun, nu ești matur, că ai mari probleme, că nu-ți pasă de la lor. Pentru că dacă ești matur, îți pasă de celălalt. Și nu te bați cu cărămida în piept pentru lucrurile astea. Nu te mândrești. Pentru că tu te faci vinovat și faci o sândă. Că l-ai făcut pe fratele tău să slăbească, să păcătrească și să cadă. Și vreau să știi că este și vina ta că el a căzut. Știu că mulți au replica și este un verset care spune că numai cel care umblă în întuneric se potrivește. Și este adevărat. Pentru că sunt unii oameni care țin beznă în jurul lor și se potrivesc în orice. Dacă le spun, lăudat să fie Domnul, ei se potrivesc și spun, dar de ce să fie Domnul lăudat? Că el m-a murit vaca. Lăudat să fie Domnul, că ți-a rămas vițelul, că putea să moară și vițelul. Dar de ce să face lucrul ăla? Că aia se întâmplă. Pentru că iau un halo de întuneric în jurul lor. Nu la asta se referă, ci se referă la oameni cu care noi avem relații, la oameni care sunt în responsabilitatea noastră, la oameni care sunt aproape de noi. Țin minte că la un moment dat vorbeam cu cineva niște lucruri mai grele din teologie și o spus, dar ce nu credeți în biserică? Că nu se pot credeți în biserică. Cum? Spune. Da, spun lucrurile alea, biserică și duminica viitoare, jumătate, stau acasă, că îi doare stomacul de la ce-o mâncat cu o săptămână înainte. Pentru că nu s-a ajuns acolo. Biblia spune că atâta vreme cât încă suntem la lapte, le dăm lapte. Niciunul n-am dat copiilor noștri carne atunci când ei încă erau pe lapte. Și am lăsat acolo la lapte. Ne-am bucurat noi de lucrurile alea mai tare. Vine vremea când va trebui să le părțim cu ei. Și atunci o vom face. Și eu mă bucur de maturitatea care vine și maturitatea care vine în mod normal. Și vreau să închei câteva concluzii astăzi. Să știți că Dumnezeu este foarte interesat în relații. Ne uităm la capitolele 12, 13, 14 din Romani 15 și vom vedea că aici sunt numai relații. Numai relații. Relații unii cu alții, relații cu conducerea, relații cu instituțiile statului, relații, relații, relații. Pentru că viața de credință este o viață de relație. Și noi nu putem să spunem că avem o relație bună cu Dumnezeu și relația noastră cu celălalt din jur este nașpa, este mizerabilă. Nu putem să spunem lucrul ăsta. De aceea Dumnezeu spune, e bine, dezvoltați o relație după principiile Scripturii, după principiile și adevărul Scripturii, între voi. Și atunci relația cu mine este bună. Noi încă gândim în termenii din pilda celor doi fii, fiului risipitor, cum o știm noi. Atunci când Dumnezeu vorbește cu noi, vrem ca Dumnezeu să ne spună, fiul meu. Dar când vorbim despre celălalt, este fiul lui Dumnezeu, nu este fratele meu. Uităm că Duhul înfierii este în același timp, în aceeași măsură și Duhul înfrățirii. Duhul înfierii este Duhul înfrățirii. Dacă Domnul nu ți-a dat și Duhul înfrățirii și nu este tine Duhul înfrățirii, n-ai nici Duhul înfierii. Dacă n-ai Duhul înfrățirii, nu ai Duhul înfierii, poți să strigi Ava, Tată, toată ziua. Nu! Pentru că Biblia spune că cine
zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe aproapele său, urăște pe fratele lui, este un mincinos când spune Abba, adică Tată, că nu, adevărat. Nu iubește pe Dumnezeu. Pentru că cealaltă lucru e adevărat. El urăște pe fratele lui și nu minte la capitolul ăla. Dar la capitolul că iubește pe Dumnezeu, minte. Așa stau lucrurile. Dacă nu funcționează în tine Duhul frățirii, nu ai nici Duhul Înfierii. Și să știți că mulți de aceea nu simt în ei lucrarea Duhului Înfierii, pentru că nu lucrează la Duhul Înfrățirii. Nu lasă Duhul Înfrățirii să lucreze. O, da, e de Dumnezeu, îmi place de frate, că vreau de parte. La porci cu el. Cred că nu are ce căuta aici. O făcut așa. Dar cine știe să-l judece? Tocmai ai spus că este Fiul Tatălui. Cine știe să-l judece? Cine știe? Dumnezeu este foarte interesat în relații. Și mi-aduc aminte că povesteam cu Ghița Nicoie, cu tata lui Sergiu și mi-a spus Vale, unul din lucrurile care a venit marcat din acel timp când am fost în comă, când am fost în prezența lui Dumnezeu, a fost că Dumnezeu m-a ținut într-o sală a relațiilor până ce evaluarea relațiilor a fost și a zis, relațiile sunt bune și am putut să merg mai departe. Face și tot acolo m-am întors atunci când s-a urcat pentru mine, tot în sala relațiilor, pentru că relațiile care le-am avut au dus la acea rugăciune care m-a dus înapoi în viață. Dumnezeu este foarte interesat în relații. Și vedem în Roman 14, referim aici, că Dumnezeu pune foarte mult accent pe relații și le duce în zona banalului. Pentru că noi trăim în banal. Trăim în zona banalului cea mai mare parte din zilele noastre, din timpul nostru. Și acolo nu avem voie să nimicim pe fratele nostru. Noi trebuie să înțelegem că acolo Dumnezeu vrea să avem relații bune. Este unul din pasajele care se opun puternic legalismului iudaic și legalismului secolului 21. Pentru că mulți au venit și au spus, nu, legea rămâne valabilă. Ori dacă citim Roman 14 și vedem că nu mai este valabil. Și nu mă refer la cele 10 porunci care sunt cele 10 dorințe ale lui Dumnezeu, care sunt etalonul lui Dumnezeu, alea rămân valabil. Dar tot ce înseamnă lege ceremonială, pentru că legea ceremonială spunea, ai călcat legea lui Dumnezeu, principiile, valorile lui Dumnezeu, trebuie să aplici legea ceremonială. Adică să vii cu vițelul cu bou și să-l aduci acolo. Dar ai voie să mânci aia că ai greșit. Ai făcut aia greșit. Și trebuie să faci. Sunt două lucruri. Este o lege care are de face cu dorințele lui Dumnezeu și este un sistem care te ajută. Ca și la noi, e legea și amendamentele. Dar aici Dumnezeu ne spune foarte clar că asta s-a ablocat. Pentru că tot ce era problemă, tot ce am greșit, nu mai trebuie să fug la lege, ci fug la Hristos. Așa că nu mai trebuie să respect nimic, ci să fug la Hristos, să-L respect pe El, să-L onorez pe El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. De ce spune aici Roman 14? Oricine va veni și va cu lucrurile astea. Astea nu au nicio valoare. Pentru că Dumnezeu l-a dat pe Hristos. Este un manual de etică și morală creștină de cea mai înaltă calitate. Roman 14, Roman 12, 13, 14, 15. Astea sunt. Roman este un manual de etică creștină. Și vreau să spun că Dumnezeu a pus în biserica Lui o cultură care transcede toate celelalte culturi. A pus o etică și o morală care este superioară oricărei etici și morale, pentru că este axată nu pe ce fac eu, ci pe efectul care îl are asupra celui din jurul meu. Morala noastră este să-L vedem pe El cât de grozav nu fac, dar morala lui Dumnezeu este să vede cât de binecuvântat este El prin ceea ce fac eu. De aia, morala lui Dumnezeu, etica lui Dumnezeu este superioară. Cultura creștinismului este superioară culturii, chiar dacă unii pretind că mișcarea creștină, în special mișcarea evanghelică, a venit cu o subcultură care subminează. Dați-mi voie să spun că această creștinism are o cultură care nu subminează, ci care a dat toată cultura care vine. Uitați-vă tot. Cultura s-a zidit în jurul creștinismului. Este drept că o cultură a păcatului, o cultură a imoralității, o cultură a pornografiei, o cultură a homosexualității, o cultură a tâmpiților și o cultură a oamenilor neștiutori și proști, să-l bate în capul cultura Bibliei. Dar dați-mi voie să vă spun, eu rămân la cultura de Biblie, chiar dacă este veche. Amin. Și mulțam pentru cultura pe care o fără altă. Să-și o țină.
pentru ei. Nu îmbrățișez, nu încurajez, ci ceea ce vine din Hristos, asta încurajez. Și asta, pentru asta mergem. Și Romani 14 ne învață astăzi cum să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Și Dumnezeu să binecuvânteze Filadelfia și pe fiecare de aici. Doamne, îți mulțumim pentru lecția de azi. Și vă rog să devină un model practic pentru fiecare de noi. Vă rog să devină un model practic pentru vară. Vă rog să devină un model practic pentru fiecare din noi aceasta. Pentru că atunci când trăim și atunci când murim, să știe că am trăit și am murit pentru Hristos. Pentru că din tine, prin tine și pentru tine sunt toate lucrurile. Și din tine, pentru tine, sunt și eu și fiecare de aici. Și Duhul numele Tău să fie glorificat. Amin. Amin.